Să dansăm aici, la mărțișoră. Hai, hai, Hora! Asta e Hora din Moldova! Hai, hai, tu nu mai ai mâncare, mă! Mie nu-mi convine, de exemplu. Foarte bine, afară. da, ok, dar doi item ca să fac ultimul clip. Nu faci fără item nu-ți trebuie toate enchant alea pentru... Țineți, că când s-a întâmplat ultima dată așa, s au mânat sezonul 4 luni. Salut tuturor și bun venit la un nou episod din New Times, în care s-a întâmplat super multe chestii din câteva ați dat seama și din intro și o să vă explic imediat uh, despre tot ce a fost. Între timp vreau să vă arăt că ferma arăta, arată cam așa. Încă lipsesc câteva petece. Când am vrut să pun doar grâu, am vrut să pun și morcovi, și, Da încă nu a crescut morcovii prea bine și chestii. Și m-am gândit să facem video asta, să aducem aici niște fermi, fermieri. Pur și simplu să, să stea aici să farmeze. Asta. Și eventual să se mulțească, le pun vreo tot. 50 de înăuntru așa se împrăște prin tot orașul și gata. E, simplu. Și încă o chestie care vreau să fac este cărți de mending. Mi-a dat uh, Scrubby uh, toate chestiile lui. Tot, tot, ce avea el. O să vă explic imediat de ce. Și totuși mai avem nevoie de mending pentru litra și chestii de genul. Așa că o să avem, trească să construiesc un loc pentru livrar. Și vreau să arate fain, așa că avea, am o schiță care probabil o să o pun, nu știu dacă o să o pun aici, e, o construcție pe diagonală. Sau pe aici, m-am gândit să o pun la fel. Și cred că ar bine aici, chiar foarte bine, acum că s să mă gândesc. Și, dar o să avem nevoie de mult lemn albastru. Dar mai întâi aș să verificăm shop -ul. Pentru că, cine știe, poate chiar a cumpărat cineva este și noi nu punem stoc. Uh, stock. Și ce s-a întâmplat în uh, ultimul timp este faptul că uh, aproape s-a încheiat seria de New Times, din păcate, dar din fericire nu s-a încheiat. Dar, uh, da, a fost o neînțelegere între uh, doi dintre membrii New Times, unul dintre care fiind uh, Scrubby și celălalt fiind uh, șeful, care cred că este. Uh, Snip, cred. I don't know. Nu, nu știu care și șeful. Doar am, eram pe Discord și auzeam, nu, nu știam exact care care, care nu, nu mi-am Dar, da, a fost o neînțelegere. N-aș zice chiar mică, pentru că n-a fost mică absolut deloc. Dar, da, pot să zic că amândoi au avut dreptate, dar în același timp niciunul n-a avut dreptate. <laughs> a fost ciudată chestia, nu vreau să intru în detalii pentru că nu, era vorba despre viața personală a fiecăruia, așa că nu, nu, vreau să dau detalii despre această situație. Dar ce pot să zic este că Scrubby a fost dat afară, din păcate, din New Times. Dar, da, mi-a lăsat mie chestiile. Plus că eram ultimul și nu aveam chestii, a zis, nai, -ai. A zis că mi le lasă mie. Și a zis, mersi. <laughs> mersi, Scruby, dacă te uiți la video asta, chiar apreciez pentru tot. Și ne, ne a oferit posibilitatea să facem rost de mai multe chestii, pentru că avem Silk și chestii de genul. Și facem totul mai ușor, practic. Și cam asta este toată faza cu New Times. Avem un membru minus, suntem 10 acum. Încă o să apară pe membrii la Discord. E cam ieșit din conversația de pe Discord mai devreme decât restul. Așa că nu știu exact cum a rămas toată chestia, dar mi s-a spus că nu s-a încheiat New Times. Practic. Adică mă vedeți încă aici, că există New Times. Și da. Așa că o să strângem materiale și o să construim clădirea aia de care ziceam. Căsut. Nu e foarte mare, dar are nevoie de multe materiale. Așa că strâng materiale off camera ca să nu fie prea plictisitor, să nu dureze prea mult video. Și ne vedem după și eventual dacă mai vine ceva minte între timp, o facem sau o vă zic. Acum că o să, o să mă gândesc, cred că ar fi mai mișto sau mai uh, ideal. Nu să facem asta pentru că asta avem nevoie de ceva quartz, dacă este ne în NPS, quartz stairs, quartz slab și bueno, candles aparent trebuie să folosim câteva. Și n-am chef să stau prin Nether, să fiu sincer, plus că mi se pare o pierdere de timp când noi am putea tehnic să farmăm toată chestia asta și să cumpărăm quartz. Pentru că mi se pare că există un villager cu care vinde quartz. Așa că ce o să facem este să le dăm drumul la de doi aici înăuntru, o să fac eu o schemă ca să pot să intru și să ies fără să iasă și ei. Și o să îi mulțesc Gen, să avem vreo 20 și scot câte unul cu minecarturi și o să-i pun uh, momentan, sau o să pun o pereche și după mai iau un villager și pune la loc. O parte să vină aici, de exemplu, 3 villager, 2 villager să fie aici, uh, încă 3-4 aici, încă 3-4 în cealaltă cameră și așa în continuare. Și așa avem și materiale, deoarece o să avem nevoie și de glas și nu avem nisip aproape. Așa că o să avem nevoie să cumpărăm glas și vindem bețe, avem o groază de uit, chestii, vindem și facem emeralde și cumpărăm glas și cuarț. Și mi se pare mult mai inteligent așa. Deci le-am dat drumul de la am la barca, mi-am făcut aici o mică chestie ca să, pus, să ies și să intru fără ca ei să iasă. Aici am un geam drămad, dar am pus un bloc de dart ca În caz de vreau să un copil de la mic, nu are cum. Se chestrează pe viață. Și o să le dăm prima porție de mâncare, care este asta. Și acum că s să gândesc, ar trebui să le dau patru Pentru că au nevoie de patru fraierii ăștia. luna lână. N-avem lână. Întrebarea mea este... Se poate face luna din... Perfect. Mai mult nici n-am nevoie. Stai că fac imediat repede vreo 30 de paturi știți, schema asta, la care by the way, o să iasă un video uh, săptămâna asta. Nu, săptămâna asta nu. De când se postează video ăsta, săptămâna următoare. În care o să vă arăt cum se face aceast, acea mașină de acolo. Pentru că mi se pare că este o chestie pe care oricine o poate face super ușor. Și ajută foarte mult. O să iau niște sprus și facem vreo 11.000 de paturi. Perfect. A, putem să lăsăm și ușile deschise, că nu, nu prea ne încurc acum. V-am zis că am unde să afară să... Ok. Facem așa, așa. Cum ce stră, astea încă nu le folosesc, pentru că nu sunt destule. Pur și simplu o să spamez paturi aici. Asta astea așa. Și spam în paturi, efectiv. E, de fapt, astea nu, că poate nu o să ajungă la paturi. Dar facem așa. Sincer, nu contează atât timp cât villagerii pot să ajungă la paturi. Gen, în felul acesta. Pentru mine, ok. A, așa. A, pot să mi vină pe aici, perfect. Și aici, pam, pam, pam. Și cam așa arată paturile. Deja încep să am lag puțin. Nu știu de la ce. Poate trebuie să mă uit. Dar aceștia sunt villageri, le-am dat de mâncare. Ok, nimic, uh, nu le mai dau pâine. Văd că ăștia s-au decis să facă uh, chestii de alea frumoase pe un grindstone. De ce? Nu mă întrebați. Să nu uităm la ei, să nu uităm la nah, ei. să nu uităm la ei. Așa, deci am făcut uh, niște breeding cam atât de mult. Uh, sper să nu fugă copiii, dar nu prea-mi pasă, să fiu sincer. Așa că o să o luăm aici. Punem câteva railuri. O să dăm dărâmăm ușa temporar. Și o să-i ducem pe aici. Nu prea mă stresez prea mult cu power pe aici pentru că până la urmă putem să-i împingem noi. Nu prea contează. O să-i ducem prin tot satul. Să se simte și ei fericiți și liberi, între ghilimele, pentru că niciodată nu o să fie libere. 1, și aici câteva, pam, pam, pam. Ducem prin mijloc. Asta nu. Pe aici, frumos. Și aici începe schema. Care va trebui să punem 1, 2, 3, 4. să asta niște de astea și aici niște power drill la fel. Punem așa. Continuăm să punem de astea. boom Și aici direct uh, în locurile lor. Aici putem să furăm villageri. Să ciordanăm. Ciordim villageri. Luăm așa. Uite asta că n-are job. Vrea și are față de sequestrat. Nu fugi. Nu, eh, nu, nu, nu. Nu! Nu, 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 nu. Așa. Greșeala mea. Dacă facem noi asta puțin mai lungă, totuși. Facem așa. Pam. Pam. Vrei? Intră în cart. perfect și cum nu l-am lovit eu, nu ar trebui să-i facă damage în realitate. Fii atent că funcționează schema fără mine. Hai că e bine. -s. A mers. A mers. Pam, pam. Parcă mă doare... Dacă facem așa... Perfect. Mă durea sufletul să văd da acolo să facem așa peste tot, de fapt. Nu! Nu! Asta o să-mi dea trade-uri, nașpa. Măcar avea ceva bun. A, ah, punch. Ah. O, oh, am primit cap de Așa că hai de să încercăm cu altul. Și punem aici așa. Și data viitoare nu mai este. Ok, ok. M-am prins. Bine așa. Hai, mișcă. Mișcă, mișcă, din buric. Așa. Bun. Hai că mi-a ieșit acum schema. Și avem doi livrari și mijloc. Cred că mai punem altul, nu știu. Da, avem nevoie de... A, ah, avem deja eficiență. Momentan, în Breaking 3 și Mending aia avem pentru litra. Așa că ăsta... Uh... O să o punem ceva... A, așa. Ca să nu fugă cât timp schimb. Asta. Oh! Mendin 30. Um. Asta mai cumpără bețe. Stai că Mai vând. Uf. Nu mai cumpără bețe. Ca să vedem dacă ne-a lăsat scrubi niște emeralde. Că dacă nu e cam jale. Perfect. Haideți să mergem acum până nu se despanează. 30 nu-i foarte bine, dar de obicei mi-a jumătate doar, doar ca să găsesc mending, așa că e ok, perfect, luăm o carte de mending și acum e blocat villagerul. Deci avem mending și acum va trebui să aducem aici cu breaking 3. Dar ce ziceți voi dacă fac eu toată schema asta off camera pentru că o să dureze foarte mult? Și vă arăt la final cum este, cum stă toată treaba și eventual să săptămâna viitoare lucrăm la un shop. Și știu și unde vreau să-l pun shop -ul. Am mai adus încă unul sau doi, nu mai știu exact cât am adus de la ultimul episod. Avem aici Mending 30. Nu e foarte bun, dar e, e rezonabil. Adică până da. la urmă se fac ușor emeraldele. Ăsta cu trade de bețe și string. Pentru că aparent avem și foarte mult string. Multe stecuri de spring. Așa că va fi foarte util ăsta. Și o să mai băgăm încă doi fleceri, așa că va fi super OP. Și la fel avem și pe ăsta care trebuie să-i dăm asta de aici jos. Și asta este cu Unbreaking 3 la 13 de ceea ce mi se pare foarte bine. Am luat o carte la fiecare, mi-am făcut elitra cu Unbreaking și Unbreaking. Va trebui să o reparăm. Uh, și ăsta care n-a vrut să stea aici și a fugit și l-am prins. Așa că nu mai fuge. Și restul cred că îi pun eu un în, între timp pentru că a, a durat pe undeva la oră doar ca să le fac trade-urile mișto la ăștia și se aduc și să nu se plimbe și alea trei sau mor vreo doi, îmi pare Dar cam asta a fost. Încă o chestie care vreau să facem un următorul episod, ca să-mi mințit. și că toți suntem. Vreau să-mi dați nume pe care să le putem pune la, la case. De exemplu, dacă vreți să fie... Asta e casa, casa mea, logic. Dar, de exemplu, nu știu. Vreți ferma asta? E primul care comentează că vrea un numele pe ferma asta sau gen ferma asta să fie a lui punem numele aici, frumos la intrare, la fel și cu cealaltă fermă, la fel și cu cealaltă fermă, aproape tot aici e fermă, sau și chiar la copac, putem să-l facem gen, nu știu, cum se numește, monument istoric sau ceva, ceea ce mi se pare foarte interesant și aia o să-l facem în episodul următor, sau și dacă nu următor, celălalt. Pentru că la fel vreau să pregătesc mai multe chestii înainte să fac asta, adică de, gen o fermă de lână, pentru că avem nevoie neapărat de lână, uh, pentru că na, avem nevoie de blocuri de construit, de exemplu pentru asta avem nevoie de 300 de lână, așa că avem nevoie de câteva chestii. Așa că cred că aia va fi următorul episod, dar o să ne uităm și o să vedem. Dați un like dacă v-a plăcut videoul, dați un subscribe dacă vreți să mai vedeți videouri de genul în continuare și dați un share dacă vreți să vadă și vă dați prietenii voștri la aceste videouri și ne vedem în episodul următor. La red